Iar în fața tuturor protestelor, guvernul face promisiuni, facilități pentru fermieri și transportatori, majorări salariale pentru cadrele medicale și noi bonusuri pentru pensionari. Asta deși România trăiește pe datorie. Discutăm despre toate cheltuielile statului și dacă pot fi sau nu pot fi acoperite cu Adrian Negrescu, economist aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Negrescu! Bună ziua, bine v-am găsit! Ne uităm așadar la toate aceste promisiuni pe care le face executivul. Vedem că cei din sănătate au reușit să obțină această promisiune de majorare a salariilor exact așa cum și-au dorit, 20%. Urmează, spune executivul, să fie dați acești bani. Am văzut că au fost aprobate și facilități pentru fermieri. 72 de milioane de lei ajung spre fermieri. A fost adoptat ieri acest act normativ. Întrebarea este, domnule Negrescu, având în vedere faptul că trăim pe datorie, de unde are guvernul bani să își respecte toate aceste promisiuni? Da, din împrumuturi, de unde din altă parte, gândiți-vă că în prima săptămână, aproape primele 10 zile din 2024, am împrumutat deja 4 miliarde de euro pentru a avea cu ce să susținem, practic, bugetul de stat. Ne vom împrumuta probabil din ce în ce mai mult, pentru că, din păcate, asta pare soluția guvernului la toate aceste probleme pe care le întâmpină în relația mai ales cu cei din sectorul public, da? Care, bineînțeles, protestează solicitând majorarea salariilor pe bună dreptate, pentru că inflația le-a erodat puternic puterea de cumpărare și niște drepturile. Cred că singura strategie a guvernului în momentul de față este cea pompierului de serviciu. Pompierii de serviciu de la Palatul Victoria nu fac altceva decât să stingă incendii și nu să prevină incendii din punct de vedere financiar. Practic căpăcim, peticim pe aici pe acolo prin tot felul de promisiuni, prin tot felul de artificii bugetare menite să stingă focurile nemulțumirii oamenilor, pentru că acestea, din păcate, se accentuează, crește la o zi la alta și mi-e teamă că s-ar putea la un moment dat, înspre primăvară, când și vremea se va îmbunătăți, să ne trezim cu un adevărat incendiu de proteste în mediul public, urmarea situației dificile prin care trece mare majoritatea populației. Bun, așadar am putea vedea și alte categorii de angajați care ar putea cere majorări salariale. Asta în contextul în care știm că guvernul mai are de îndeplinit o promisiune și anume aceea de a majora pensiile de la 1 septembrie. Pensii care ar putea fi majorate chiar și cu 40%. Până la urmă am văzut avertismentele venite din partea ministrului Finanțelor Publice, Marcel Boloș, atunci când mai dădea declarații referitoare la faptul că nu există acești bani. Și atunci vom da în continuare tot ce ni se cere și vom avea de suferit în 2025. Cum va arăta situația din punct de vedere financiar? Gândiți-vă că e un an electoral cu 4 runde de alegeri. Nimeni nu își permite să nu promită, să nu ofere până la urmă niște facilități. Am văzut că inclusiv pensionarilor se dau acum niște vouchere de vacanță la băi, da? Adică s-a mărit inclusiv suma pentru cei care beneficiază de acest tip de facilități. Se vor da, va ploua cu promisiuni și cu astfel de măsuri. Multe dintre ele, din păcate, vor rămâne pe hârtie, pentru că nu cred că vor avea cu ce să le acopere din punct de vedere financiar. Iar dacă e să crească salariile, probabil o vor face, cum vă spuneam, din împrumuturi. Există trei variante prin care statul se poate finanța în așa fel să susțină toate aceste promisiuni. Una este împrumutul public, a doua este reducerea cheltuielilor statului și aici, din păcate, nu vedem niciun fel de măsură menită să strângă cureaua și să, practic, să găsească fonduri pentru a acoperi aceste promisiuni electorale. Și a treia sursă este creșterea taxelor și impozitelor. O măsură sinucigașă dacă va fi pusă din nou în aplicare, adică să vedem noi creștere de taxe și impozite într-un an electoral extrem de complicat din punct de vedere politic. Așa că, la cum arată situația în momentul de față, cum vă spuneam și la începutul intervenției, singura soluție reprezintă împrumuturile. Deja, probabil, o să împrumutăm în acest an vreo 50 de miliarde de euro. Gândiți-vă că PNRR-ul e undeva la nivel de 30 de miliarde, da? Anul trecut am împrumutat 40 de miliarde de euro, anul ăsta vom împrumuta probabil 50 de miliarde de euro și, probabil, la un moment dat, în 2025, urmarea situației în care ne vom afla, vom apela la ajutorul femei. Să nu uităm că săptămâna viitoare femeiul vine la București pentru a analiza modul în care guvernul practic gestionează banii.
Domnule Negrescu, spuneați dumneavoastră despre acele bonusuri acordate pensionarilor. Vedem 400 de milioane de lei se duc în acele etichete pentru tratament balnear, 72 de milioane de euro crescătorilor de animale, 3,6 miliarde ar reprezenta impactul bugetar în privința majorărilor salariale pentru cadrele medicale și spuneați că există această probabilitate, acest risc de a fi majorate taxele în 2025. Cum ar arăta această povară pusă pe umerii românilor din nou? Pentru că vedem că nici 2024 nu este tocmai un an fără taxe. Da, să nu uitați că la anterior au crescut mai toate taxele importante și efectele se văd deja în casele statului. Statul încasează în ianuarie mai puțin bani decât în ianuarie anul trecut. Iar acest lucru arată că oamenii, din păcate, încearcă să găsească tot felul de soluții să nu plătească taxele majorate. Și asta înseamnă evaziune fiscală, înseamnă plăți fără factură, fără chitanță. Și asta se traduce, din păcate, într-o scădere a creșterilor statului. Ce se va întâmpla de acum încolo? Probabil din 2024, la cum arată inclusiv scenariile aflate în birourile Ministerului Finanțelor. Avem mai multe soluții. Una ar fi să creștem TVA-ul de la 19% la 22% sau 23%. S-a vehiculat inclusiv la mijlocul anului trecut această variantă. Da? Să renunțăm la TVA-ul acela redus pentru alimente, pentru alte produse și servicii pe care avem în vigoare în momentul de față și pe care femeile micile să-l eliminăm, să avem doar o singură cotă de TVA, pentru că TVA este cea mai simplă taxă prin care statul adună bani la buget. Iar pe de altă parte, probabil vor crește impozitele pe afaceri, probabil micro-întreprinderile vor dispărea ca formă de organizare și toată lumea va trece pe impozit pe profit. Iar în ceea ce privește dividendele, probabil vom ajunge la 10% impozit pe dividende față de 8% în prezent. Și de asemenea, cred că pentru de interes pentru toată lumea, vor crește taxele pe carte și pe mașină. S-a mai încercat acest scenariu. Aduceți-vă aminte la începutul lui 2023, probabil în 2025 va deveni realitate. Adică să plătești, de exemplu, la mașină în funcție de vechimea acesteia, de gradul de poluare, niște taxe mult mai mari, cu mult mai mari decât cele prevăzute în prezent. Iar la carte, cu cât este mai în centru, cu cât este mai valoroasă din punct de vedere financiar, să plătești un impozit mai mare, cel puțin dublu, poate de cel prevăzut în prezent.